Din cauza caniculei, oamenilor le vine rău pe stradă sau în mijloacele de transport în comun. Este și cazul unui bătrân care aproape a leșinat într-un autobuz. Salvatorii au fost imediat chemați. Numărul solicitărilor au crescut la ambulanța Prahova, având în vedere temperaturile ridicate. În ultimele zile am avut o creștere de aproximativ 14-16% a numărului de solicitări într-o zi normală, ajungând astfel la un număr de 400 de solicitări pe 24 de ore. Sunt cazuri de persoane care leșină pe stradă? Am avut și astfel de cazuri, mai puține decât în alți ani. Asta este un semn bun, înseamnă că populația a înțeles mesajele pe care le transmitem periodic. Cadrele medicale ne atrag atenția să nu uităm câteva sfaturi care ne sunt de mare ajutor. Rugăm în continuare populația să respecte recomandările în caz de caniculă, să evite deplasările în intervalul 11-18, consumul de lichide, 1,5 litri de lichide pe zi, evitarea consumului de cafea, alcool și de asemenea purtarea unor haine de culoare deschisă, purtarea pălăriei și mare grijă la persoanele dependente, bătrânii și copiii care trebuie să fie verificați periodic pentru a nu apărea probleme. Medicii de la ambulanță se confruntă și cu un număr crescut de accidente rutiere, mai ales în weekend.